Bună ziua și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii din Arhiva TVR. A cucerit cu naiul său miraculos întreg pământul. A supus, prin intermediul sunetelor, regi și înalți prelați, devenind celebru pe toate meridianele, de la antipozi până în Statele Unite. Valorificându-și talentul incomensurabil printr-un instrument aproape uitat, naiul reușește să cucerească aplauzele întregii planete. Manifestă înclinații muzicale încă din copilărie, când este atras de muzica lăutarilor, una din dorințele sale cele mai arzătoare fiind să cânte la acordeon cu taraful de țigani. În 1955, la 14 ani, tatăl său îl înscrie la școala de muzică numărul 1 din București, astăzi Liceul de Muzică din Ulipati, cu intenția de a studia acordeonul, dar este acceptat la clasa de nai a profesorului Fănică Luca, unde demonstrează o abilitate extraordinară pentru acest instrument. În 1961, după bacalaureat, se înscrie la Conservatorul din București, pe care îl absolvă cu o dublă specializare în pedagogie și dirijat pentru cor și orchestră. În 1966, scoate primul său disc, care cuprinde compoziții în cel mai autentic spirit popular, printre care și Doina de Jale și Doina de la Vișina. Nu se rezumă doar la interpretare sau la compoziție. În perioada 1966-1969, fiind dirijor al ansamblului folcloric Ciocârlia. Este perioada căutărilor de sine, al perfecțiunii sunetului, al profunzimii sentimentului. Aceste căutări l-au determinat să aducă schimbări inovatoare naiului tradițional românesc de 20 de tuburi, înlocuindu-l cu noi variante conținând succesiv 22, 25, 28 și 30 de tuburi pentru lărgirea domeniului tonal, astfel naiul alto, tenor, bas și contrabas. Astfel devine posibilă interpretarea melancolică la nai a doinelor, cântecelor de leagăn, bocetelor și chiar a unor inflecțiuni ale vocii umane. Își asamblează singur naiurile din lemn de bambus și le acordează cu ajutorul unor mici cantități de miere introduse în tuburi. Modifică totodată și tehnica naiului, lărgindu-i considerabil paleta de interpretare. În 1970 înființează propriul său taraf, cu care va străbate întreg mapamondul din Europa, America de Sud, Canada și Statele Unite, până în Australia, Japonia și Africa de Sud. Este invitat să susțină concerte în diferite ocazii de numărați șefi de state și personalități, printre care împărăteasa Japoniei, președintele Columbiei și Papa Ioan Paul al II-lea. Singalul său, Été d'amour, devine una dintre cele mai apreciate succese ale anului 1976. Urmează Păstorul singuratic, al doilea hit european al său, la care colaborează cu compozitorul și dirijorul german James Last, pe care îl cunoaște într-unul din turneele sale. Ambele cântece anunță venirea unui sunet nemai întâlnit până atunci, care atrage recunoașterea internațională. După o carieră muzicală de succes în plin comunism, dedică un concert lui Dumnezeu. Cade în disgrația soților Ceaușescu, fiind nevoit să plece în exil. Urlând de durere, cu inima sfâșiată în bucăți, am luat drumul exilului în luna martie 1982 cu două valize și cu naiurile la spinare, mărturisește maestrul într-un interviu. În decursul unei cariere muzicale care depășește jumătate de veac, creează peste 300 de lucrări în stil folcloric, cameral, coral, vocal, instrumental și simfonic. Repertoriul său cuprinde compozitori de la perioada barocă și clasică, precum Mozart, Bach, Corelli, Antonio Vivaldi, până la contemporani ca John Lennon, Paul McCartney, Billy Idol sau Elton John. În domeniul cinematografiei participă la compunerea coloanei sonore a unor filme, printre care Once Upon a Time in America, Karate Kid sau Kill Bill.
Este câștigătorul a 120 de discuri de platină și aur, are peste 190 de discuri înregistrate și peste 120 de milioane de albume vândute. Este singurul artist european care a câștigat două discuri de aur în Statele Unite și singurul artist român care a câștigat un disc de aur în Ungaria. Iar în 2005 a devenit doctor în muzică, obținând calificativul summa cum laude pentru teza intitulată Naiul, geneză, evoluție și semnificație. Printre distincțiile care i s-au oferit de-a lungul timpului se numără Medalia Vaticanului, oferită de Papa Ioan Paul al II-lea, Ordinul Meritul Cultural al Franței și totodată este cavaler al Belgiei și al Luxemburgului, iar premiile sale nu se opresc aici. Nu cred că este nevoie să vă mai spun, dragii mei, că ediția de astăzi a emisiunii din Arhiva TVR este dedicată maestrului Gheorghe Zanfir. Este o deosebită onoare pentru noi și o plăcere extraordinară să-l avem astăzi în studioul emisiunii din Arhiva TVR pe maestrul Gheorghe Zanfir. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc că ați avut această minunată idee de a realiza o emisiune care se axează pe cariera mea de peste o jumătate de secol în muzică, vorbind mai ales despre elementul principal al vieții mele, care mi-a deschis orizonturile către cerurile lumii, în cele patru meridiane, mi-a deschis scenele lumii, bisericile, catedralele cele mai mari, și care se numește Nailul Românesc. Dar gândindu-mă la perioada dumneavoastră de început, știu că nu ați ales din copilărie naiul. Ați vrut să faceți acordeon. De ce? A fost un instrument care m-a fascinat încă de când eram copil. Cred că aveam 4 ani jumătate sau 5 ani. Tata avea o băcănie în Găiești
și își alimenta această băcănie din București, de la comercianții angro, mai ales evrei, din Piața Unirii, de lângă Piața Unirii. Era Blănari, Lipscani, acolo era zona unde evreii aveau foarte multe magazine angro și tata cumpăra marfă de acolo. Și plimbându-mă într-o zi cu el, pentru că am ținut morțiș ca să vin și eu la București să văd capitala cu toată fascinația ei și cu tot ceea ce putea să ofere unui copil de 4 ani jumate, 5 ani, era într-o iarnă, zăpadă foarte mare, ger, puternic, și tata a acceptat, m-a luat cu trenul de Răgăiești la București și am văzut acolo prima dată un taraf mic de 3-4 inși format din muzicanți orbi. Și o fată cânta la un acordeon alb, din Sidef. Și l-am întrebat pe tata cum poate ea să miște mâinile pe acea claviatură. Tata n-a putut să-mi explice și l-am ținut cam vreo 20 de minute în gerul acela. El avea treabă multă, trebuia să cumpere marfa, să mergem înapoi acasă. Și l-am ținut acolo bătând din picioare și plângând să văd cum mișcă acea fată mâinile pe acea claviatură albă. Și eram fascinat. Și de atunci am rămas cu această imagine. Bineînțeles că înainte mi-a cumpărat un fluier, mi-a cumpărat o armonică de gură. Am învățat eu la ele să cânt așa, cum să spun, empiric. Dar talentul din mine încă se manifesta de atunci și învățasem foarte bine să cânt la muzicuță de gură, după care mi-a luat o mandolină și am fost elev la liceu la profesorul Rugină în orchestra aceea de mandoline a orașului Găiești la școala elementară și devenisem chiar un bun mandolinist. Și tata mi-a luat un acordeon marca Mozart, un acordeon de 80 de bași. Dar a fost și acordeonul. A fost și acordeonul, dar înainte de acordeon era un țigan șchiop care îl chema Bitter și care trecea prin fața plăverilii tata și îi mai dădea tata brânză, zahăr, halva, ce mai era pe acolo, varză, ce mai aveam, cartofi, fel de fel de minuni într-o băcănie pe vremea aceea, pe vremea regelui Mihai. Vă dați seama ce produse extraordinare, năut, fel de fel de minuni din astea. Și îi împrumuta acelui Bitter, armonica, că eram foarte gelos pe el, mă uitam prin uluca, prin gard, și ca să-l văd cum cântă și cum trece el cu piciorul la șchiop, se ducea spre centrul târgului, că Găiești a fost un târg foarte important. Era plasat chiar pe șoseaua națională și de multe ori alaiul regal trecea prin Găiești, se oprea puțin în Găiești, lumea era toată cu flori pe parte și pe alta a străzii principale, se ducea spre mănăstirea Curtea de Argeș, unde erau îngropați regii noștri. Și îi împrumuta tata lui Bitter acea armonică, îi dădea un kilogram, două de mălai, un kilogram de brânză, iarna îi mai dădea și un kil de carne de porc când se sacrificau porcii. Și după aceea am luat de la Mitu Găină acordeoane. El avea un acordeon de 12 bași, de 24 de bași și după aceea mai târziu de 48 de bași. Plângeam și făceam crize de nervi, de nu vă puteți imagina. Mama insista pe lângă tata, Tudorică, Tudorică, ia-i copilului acordeon, ia-i copilul că nu mai poate când ești tu la servici. El mă nebunește cu lacrimi, cu țipete și așa mai departe. Și cu crize și de nervi. Și mi-a luat un Mozart de 80 de bași, foarte mare pentru vârsta mea. Aveam 12 ani, eram foarte frumușel, înalt, subțire și cu acordeonul făcusem poză la fotograful din oraș. Aceea a fost prima poză cu acordeon. Și totuși l-ați părăsit pentru nai. Și i-am zis tatălui meu, tată, dacă nu mă duci la școala de muzică, eu mă omor. Când a auzit tata asta, vă dați seama că și-a intrat în toate stările, posibile și imposibile. Mama insista, fratele meu Constantin, mai mare cu 4 ani decât mine, a insistat și el, lasă-l tată, du-l acolo unde vrea el, că nu mai scăpăm de el cu muzica lui. Și bineînțeles, după ce am învățat puțin acordeon la doamna Rugină, soția profesorului Rugină, că dânsul cânta la chitară și la mandolină, iar soția la acordeon și la pian. Am învățat eu puțin solfegiu, însă am dus la scăldat,
decât să fac eu, să bat măsura 1, 2, 3, 4, că nu mai, eram înnebunit cu acele portative, nu-mi plăcea. Mie îmi plăcea să cânt după ureche. Bineînțeles că acordeoanele lui Mitu Găină începeau să vină din ce în ce mai mult să stea acasă pe la noi, cu chirie, bineînțeles că tata dădea în continuare carne, brânză, ouă, varză, acre și ce mai avea el acolo în băcănia lui. Și tot timpul la Nașul Ralea, care avea peste drumul nostru, avea cârciumă, unde toți săranii, vă dați seama, veneau cu boi, cu cai, cu căruțe, era acolo, tăiai fumul cu cuțitul. Acolo ascultam eu primele sunete de acordeoane, de țambale, de contrabași și așa mai departe. Mi-a format o ureche armonică extraordinar de rapid și de bine structurată. Și când am descoperit armoniile între bași, între mâna stângă și mâna dreaptă, aceea a fost ziua cea mai fericită din viața mea. Și de atunci tata n-a mai scăpat de mine. 2 ani și jumătate l-am tocat la cap să mă ducă la școala de muzică. Eu, care eram înnebunit după uniforma militară, vedeam tinerii frumoși, 17-18 ani, venind în vacanța de vară, cu vipușcă, cu epoleți de la școala de marină de la Constanța, așa, așa, Mangalia, și i-am zis, tată, du-mă la fanfara militară. Acolo vreau să ajung dirijor de fanfara militară. Ce vorbești, mă? Ce fanfară? Ce uniformă? Ce... Mi-a dat niște bătăi de m-a cocoșat. În sfârșit l-am convins și l-am trimis la București. Însă, din păcate, examenele la școala militară avuseseră loc și singura școală care a mai rămas, cum să zic, cu examenele date mai târziu în septembrie, că celelalte fusese în iunie, iulie, august, a fost școala din Principatele Unite, din cartierul 11 iunie, care s-a numit Școala Specială de Muzică de 12 ani, unde se făcea și cultură generală, în paralel și muzică. Dimineața muzică, după masa cultură generală, cu 11 discipline. Limbi străine, nu mai spun de psihologie, trigonometrie, algebră, matematică, tot ce-i istorie, trebuie, jucăria. Tot ce-i trebuie unui om pentru viață. Da, exact. Eu, neavând cultura generală și neavând solfegiu la bază, m-au lăsat un an de zile să învăț solfegiu, ca după aceea, în anul următor, să dau și la liceu și după aceea am intrat în paralel cu amândouă și am făcut 6 ani de muzică și de cultură generală. Cine era în jurul la intrare în liceu? Erau vreo 14 profesori și mi-a trebuit să afla și Fănică Luca. L-am văzut cu mustață, cu părul dat cu odicolon, frumos, cărare, părul negru, așa de... Bine, mai mult, majoritatea țiganilor se purtau în felul acesta. Eu, nevăzându-l în viața mea și neștiind cum arată el, decât ascultându-l la radio câteva cântece, și am rămas înmărmurit când l-am văzut, zic, seamănă cu Fănică Luca, pentru că cineva îmi vorbise cum arată el. Și îmi face semn așa, mă apropii de el, se uită la buzele mele, se uită la gură, la dinți, maxilarul, fizicul și zice, ce vrei să faci, mă băiat? Zice, păi ce să fac? Zice, dar tu știi cine sunt eu? Zic, nu, sunt Fănică Luca. Vai, dumneavoastră sunteți... Ce frumos cântați! Cum se numește instrumentul acel? Păi se numește nai, cum n-am văzut în viața mea. Îți spun eu, sunt Fănică Luca. Nu vrei să rămâi la mine, că ai configurație perfectă pentru nai. Zic, nu, iertați-mi, am venit pentru acordeon. Și am zbugit-o afară din clasă. Ceilalți profesori au rămas înmărmuriți, că erau profesori de trombon, de pian, de violoncel, de flaut, de fagot, de trombon, de trompetă, de toate instrumentele. Și tata stătea să uita pe gaura cheii. Când a văzut că am deschis ușa, m-a întrebat ce ai făcut. Zic, nu, 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 plângând în hohote, nu vreau să fac eu, n-ai, eu am venit pentru acordeon. Da? Da? Dar 2 ani jumate ce ai făcut? Mi-ai urlat că te omori dacă nu te las la școala de muzică. Ia intră-te. Și mi-a dat un șut și o palmă. Era să intru în juriștii care se aflau la masa aceea lungă. Acela a fost șutul către succes. Exact. Șutul către viitor. Și către destinul meu, bineînțeles. Când m-a văzut mai Fănică Luca, ei, ce faci? Rămâi măcar 3 luni să încerci. Dacă nu poți, te duci la orice instrument vrei tu. Și zic, bine, rămân. Eu, hohote. Și am rămas. După trei luni de zile, erau 3 naiuri, lipite, cu clei, strâmbe, amărâte de la magazia de instrumente a școlii. Și am rămas. Clasa 8-a, fără cultură generală. Și
Am încercat și am progresat enorm. Tragedia a fost că în decembrie, de-abia început, în septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. În decembrie tata spune, m-am decis, nu te las aici, nu vreau să ajungi ca Lipoșteanu, să te văd pe la nașii Toralea, între mese cu farfuria și un fumul ăla de țigară, nu vreau să te văd lăutar, eu vreau să te fac inginer. N-am mai discutat cu nimeni, n-am mai cerut nicio voie nici la director, la nimic. M-a dus la Găiești și m-a băgat în liceu. Acolo ceilalți parcursese materiile, vă dați seama că normal, erau patru luni. A fost foarte greu să recuperați. Primul trimestru avusese loc, trecuse. Trigonometrie, algebră, matematică, fizică, geometrie. Și eu la științe exact eram... Nul este foarte frumos, pentru că este nul, este un zero. Eu eram... Zero tăiat în bucăți, așa, împărțit în felii. N-am văzut pe cineva care să fie mai nul la științe exacte decât mine. Dar după aceea am făcut eu un raport extraordinar că matematica înseamnă muzică și muzica înseamnă Vedeți, totul și matematică. În viață există o legătură între toate lucrurile, doar că la momentul respectiv nu o vedeți. Și am încheiat acest moment la care ne-am referit. Am rămas în Găiești, la liceu, m-am închis în cameră 45 de zile, aproape că nu acceptam decât o farfurie de colarez, cum ne făcea mama, sau orez cu lapte, sau griș, sau mai știu eu ce, ca să nu mor de foame, și mă închideam în camera mea, luam cheia, o băgam în buzunar și cântam în continuu cu acordeonul plângând în hohote. Și slăbisem foarte tare și mi-a zis, Tudorică, copilul moare. Moare de foame, el nu mai poate să trăiască fără. Toată ziua urlă școala mea, școala mea, muzica mea, muzica mea. Trebuie să faci ceva cu el. Până să facă tata ceva, în ianuarie, el pe la mijlocul ianuarie, iar zăpadă, iar ger, în 1956, îl iau pe Lucian Dumitrescu, prietenul meu, fur. Am furat prima dată în viața mea. Am furat din buzunarul lui tata 65 de lei, i-am furat din carnetul lui de adrese, adresa unui doctor de pe Bulevardul 6 Martie, Ionescu-l chema, și am întrebat de la Gara de Nord, sosind cu Lucian, cum ajung eu la Cismigiu, așa scria, Cismigiu. Păi bă, băiete, iei tramvaiul 12 sau 8, te duci până la Cismigiu, acolo cobori și mai întrebi. M-am dus, i-am spus cine sunt, am sunat, a apărut el, i-am căzut la picioare, le-am sărutat picioarele, plângând în hohote și i-am explicat cine sunt. Băiatul lui Tudor Zanfir Băcanu din Găiești. Tudor Zanfir Băcanu. E un client al nevastă, spune. Aveam 14 ani. Păi, căutați pe acolo, că îl găsiți. Pe unde să-l găsească? Doctorul nu știa. Și de ce vin la mine? Să-mi dați un certificat medical ca să provez la școală că am fost bolnav. Și era în capul meu, la 14 ani. Mi l-a dat, gratis. După aceea am luat alte tramvaie, alte nu știu pe unde și am ajuns la 11 iunie. La 11 iunie am întrebat unde e liceul de muzică. Păi mă, băiete, uite aici, Principatele, uite, e a doua pe stânga. Am ajuns la a doua pe stânga, am intrat în școală, unde e cancelaria. Păi de ce? Vreau să vorbesc cu doamna directoare. Lucian l-am lăsat în ger și în zăpadă în curte, sărac. Am mâncat niște salam cu pâine, am dat zăpada de pe o bancă înghețată în parcul Carol. Fostul, era Parcul Libertății atunci. Acum este Parcul Caro. Și i-am spus, doamna directoare, sărut mâna. Am început să... Ce sărut? Atât am zis. Restul am căzut la picioarele ei, am început să-i sărut picioarele, să-i sărut mâna, să-mi cer iertare. Iertați-mă, iertați-mă, dar de ce să te iert, Zanfire, ea? Pentru că am lipsit atât de mult, am fost bolnav. Las-o cu boala, las-o așa. Nu mai minți. Era așa inspectoare de la Ministerul Învățământului, chiar acolo, în birou dânsii. Unde ai fost, mă? Nebunule, ce ai făcut? Te-a căutat maestru Fănica Luca cu poliția. A vrut să vină și la Găiești. V-ar fi găsit acasă. Cu poliția. Da, pentru că el se atașase deja de mine. A întrebat peste tot unde ești, că dacă nu se duce la Gheorghiu Dej, era prieten cu Gheorghiu Dej, și dacă nu te găsește, desfințează clasa de nai. Așa mi-a spus mie Fănica Luca. Eu am uitat să vă spun că atunci când am decis să rămân la clasa de nai, el m-a întrebat de unde sunt. Și am zis, din Găiești. A, din Găiești? Păi eu am cântat cu taraful lui Lache din Găiești, ani de zile, bă, băiete, deci al cui ești tu? Al lui Tudorică Băcanu. Parcă mi-amintesc eu de taică tu, da, că era casa nu departe de conacul Olănescu, care este în mijlocul parcului din Găiești. Și în felul acesta
Fărică Luca se atașase și mai mult de mine pentru că avea legătură cu talaful Ulache din Găiești. Și aici s-a încheiat acest moment extraordinar, cu care, ultima frază, vă spun acum, du-te repede, noroc că n-a retras dosarul de la clasă, de la secretariat, în felul acesta n-ai fost exmatriculat din școală. M-am dus repede, du-te repede la clasă pentru că maestru e acolo. M-am dus, nu știu cum am parcurs acei suta aia de metri, pe culoare, amețit și urlând, am ajuns la clasă, naiștii cântau în linie 11 naiști sau 10, că eu eram a 11-lea, și auzeam melodii, tactul maestrului din bătac și din picior, pe masă, și am bătut de mai multe ori până când a auzit cineva din băieți. Se deschide ușa și Popescu Gheorghe, fostul meu coleg, care acum e pensionar, a avut școală din aia la Râmnicu Vâlcea, spune, maestru, a venit Zamfir. Liniște. A venit Zamfir, maestre. Liniște. Aceea maestrul lasă ochelarii, s-a uitat, a lăsat catalogul, a pus ochelarii pe catalog, s-a uitat, s-a sculat de la masă, a venit la mine, mi-a ridicat bărbia. Unde ai fost? Zic, păi, la Găiești, m-a retras tata din școală. Aha, te-a retras tata din școală. Păi de ce te-a retras, mă? A vrut să mă facă inginer. Să te facă inginer. Tu inginer, mă? Tu ai să fii un naiz, mă, tu ai să fii un naiz mare, mă. Eu am cucerit lumea cu trei cântece, tu ai să faci mult mai mult decât mine și am simțit, pusese capul pe pieptul lui și am simțit ceva rece că mi-a pătruns pe aici și s-a scurs pe obraj. Văzuse în dumneavoastră plânsese. Viitorul. Plângea. Și am început să plâng și eu în hohote și am zis, iertați-mă, maestre, iertați-mă, n-am să mai fac. Și mi-a ridicat bărbia și mi-a făcut semnul crucii pe frunte și mi-a zis, ai să ajungi mult mai mare decât mine. Dumnezeu te-a adus aici, fii binecuvântat. Și bine, după aceea, zeci de ani mai târziu, am înțeles că binecuvântarea unui maestru și semnul crucii pe frunte, ungerea de către un maestru, este poate cel mai însemnat lucru care poate să existe în cariera unui muzician, așa cum se întâmplă și în biserică cu preoții când îți spune mirul pe frunte. A intuit talentul dumneavoastră extraordinar și a știut să valorifice momentul. Pentru că ne-am oprit aici și pentru că am vorbit despre maestrul dumneavoastră, profesorul dumneavoastră, cel care v-a uns, într-adevăr, muzician, am să le ofer un cadou celor de acasă, dintr-un omagiu pe care dumneavoastră l-ați interpretat, dedicat lui Fălincă Luca. Thank you.
ce înseamnă să aveți ritmul în sânge. Urmărind acest fragment, am văzut efectiv cum trăiați. Deși acum stați pe canapea în decorul emisiunii din Arhiva TVR și vedeam reacție, cum trăiați efectiv această piesă. Când v-ați îndrăgostit cu adevărat de folclor și cum s-a petrecut trecerea de la folclor la sfera clasică a muzicii? Folclor este starea majoră a poporului român. Și aici, în această secvență, care este într-adevăr uluitoare prin starea ei, aproape că nu mă mai recunoșteam, dar nu mai recunoșteam cine cântă la vioară. Pentru că noi am trecut printr-o metamorfoză uriașă și toți ne-am transformat. Fiecare dimineață, când omul se scoală, nu mai e același care a fost înainte de a dormi în seara trecută. Avem alți atomi, altă structură, altă greutate, respirăm altfel, altfel judecăm și suntem întotdeauna diferiți. Spuneam că folclor românesc este o stare, este starea majoră a acestui neam, a respirației, a suflului, a entității noastre și a întregii existențe a acestui neam. Neamul românesc respiră de aproape 10.000 de ani numai prin muzică. Nu prin politică, pentru că la început politica n-a existat, până când s-a format statul, până când s-a format satul, până când s-a format comuna, biserica, credința, până când s-au structurat toate în societate, omul n-a avut altceva decât muzică, sunet. Țăranul român este cea mai mare bogăție a universului, pentru că văzând atâtea popoare, atâtea feluri de a fi, atâtea civilizații, ascultând atâtea limbi și văzând atâtea feluri de a se comporta a omului față de sine, față de semenii lui și față de natura care îl înconjoară, am remarcat că țăranul român e cel mai complex, pentru că el este și oier, și căprar, și apicultor, și avicultor, agricultor, și dulgher, și fierar, și sculptor, și poet, și astronom, și astrolog, și cântăreț. Inventează, creează instrumente, el le face cu mâna lui, el face pluguri, el face sănii, el face căruțe, el își decorează casa, el o construiește de la bază până la acoperiș, el sculptează totul, el face ferestre, el face cuibarul, el face cotețul animalilor, el face șurele, el căpițele, el ară pământul, el pune răsaduri, el pune florile, el plantează, el seamănă grâu, porumbul, secara, ovăzul, orzul, tot, pomii, fructiferii, pădurea, el face totul. Este de o complexitate inimaginabilă. Țăranul român este probabil cel mai mare creator care l-am văzut eu pe planeta Pământ. Este un colosal producător de bunuri și un fenomenal zicător de vorbe și de verbe, de adjective așa și substantive. Dar și atunci de ce ne-am îndepărtat atât de mult de spiritul acesta autentic pe care dumneavoastră îl evocați atât de frumos al țăranului român? De ce ne-am secularizat în societatea de astăzi, îndepărtându-ne de ceea ce înseamnă valoare și ceea ce înseamnă autentic? Părerea mea și convingerea mea este că aceasta s-a datorat 95% politicului. Deci politicul este mizeria cea mai importantă și catastrofală care a intervenit în comportamentul uman, în judecata umană, care a inversat adevărul, a dezmembrat societatea în mai multe părți și s-a integrat, s-a făcut părtaș al tuturor influențelor, mai ales culturale și religioase, luându-și asupra lui întreaga putere și după aceea împărțind-o, după bunul plac,
așa cum se întâmplă astăzi, la o degradare substanțială a întregii societăți, în gândire, în comportament, pentru că el s-a implicat și în social, și în cultural, și în învățământ, și în sport, și în legislație, și absolut tot. Și avem acum de-a face cu o stare, cum se spun, în care alarma sună de dimineața până seara și noi trăim în această surzenie totală și nu ne mai putem căpăta echilibru. Revenind la întrebarea care mi-a spus-o adineaur, apropo de folclor, starea folclorică a națiunii a fost starea majoră care a parcurs zecile de ani, sutele de ani, secole și secole și secole, milenii și milenii, și în aceste milenii eu cred că poporul român și-a pus amprenta în felul în care o constatăm astăzi, acumulând în cum să spun, în lada lui de zestre o cantitate atât de uriașă, aproape incomensurabilă de sunet și de melodii, încât putem să mai trăim de acum încolo încă 10.000 de ani, numai ca politicul să nu se mai implice, așa cum s-a implicat astăzi. Dar totuși avem receptori suficienți, avem tot ce ne trebuie și cu tot ce ne-a înzestrat Dumnezeu ca să putem să percepem sunetul, să ne-l interiorizăm și să îl lăsăm să ne aline, pentru că până la urmă asta este rostul muzicii. Și pentru că vorbim despre muzică, nu pot să nu mă opresc pentru câteva clipe pentru a revedea un alt fragment găsit în Arhiva Televiziunii Române. Thank you.
Gândindu-mă la cariera dumneavoastră și gândindu-mă la perioada în care trăim, nu, n-am să vă întreb care este calea către succes. Am să vă întreb, în schimb, care au fost acele lucruri de la care nu v-ați dezis niciodată, pe care le-ați respectat întreaga viață, pentru a vă atinge propriul crez artistic. Și nu se rezumă la acea rețetă a succesului și la acea cale către fericire. Acesta e cuvântul care l-am remarcat în ce ați expus în acest moment, fericirea. Eu cred că toți interpreții de folclor ar trebui să caute și să găsească acea stare de fericire. În anii 50, când eram copil, în epoca școlii de muzică din București, am văzut mulți soliști. Maria Tănase, Ioana Radu, Maria Lătărețu, Ion Luican, Traianu Ilecan, Rodica Bujor, Emil Gavriș. Era pleiada aceea de, eu o numesc pleiada de platină a folclorului românesc. Ei cântau din fericire. Frecventa foarte mult concertele, mai ales cele de la Barbu Lotaru, ale orchestrei Barbu Lotaru, de pe lângă Filarmonica George Enescu. Nu, exact, nu exista concert pe care să nu-l ascult. Și vedeam în ochii lor, în starea lor de interpretare, o stare de extaz. Erau fericiți că cântau. Lucrul acesta nu mai există astăzi. A fost o perioadă a fericirii de a cânta folclor, după aceea a fost garnitura de aur, să zic, bucuria de a cânta, nu, ce a urmat după 1960, după aceea a fost plăcerea de a cânta după 1980, iar în momentul de față avem de-a face cu o imensă pleiadă de artiști populari sau pseudo-artiști, între ghilimele și așa mai departe, care cântă folclor din necesitatea de a cânta. Deci între starea de extaz și plăcere, fericirea, după aceea plăcerea, după aceea ca să ajung la necesitatea de a cânta, este o diferență colosală. Întotdeauna eu am căutat fericirea de a cânta, de a mă expune, chiar în durere, nu? Am ajuns să cânt la un instrument bocetul. Bocetul este o formă muzicală din folclor românesc care se exprimă numai vocal. Eu am creat bocetul instrumental. Harry Browner, când a auzit prima dată bocetul meu la Nai, era prin 1968, m-a luat în brațe plângând în hohote, m-a pupat, eram la Electrecord, și mi-a zis, genial, 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 cum ai reușit să faci asta? Zic, mai să n-am reușit nimic. A venit el la mine. Doar a ieșit din sufletul meu. Zice, formidabil, formidabil. Și Doina, deja le cum ai făcut-o? Zic, și aia a fost o stare. Deci, toată partea de folclor, de creativitate a românului este o stare. O stare generală. Este o stare de durere, de lacrimă, de bucurie, de extaz, de fericire, pe care românul a exprimat-o de-a lungul atâtor milenii. Deci eu am reușit în cariera mea de artist să dezvălui în fața publicului aceste stări ale mele. Și de atunci am ajuns eu la concluzia că Naiv este instrumentul planetar, ca și titlul lucrării mele de doctorat, care se numește Naiv, instrumentul divinității și al suflului creator. A apărut și o carte cu această teză. Deci Naiv este instrumentul care stă la baza sunetului planetar. Și acest sunet planetar s-a născut în România, pe teritoriul românesc. După atâtea citiri și citiri și citiri, cred că am citit 2-3 biblioteci în 57 de ani de activitate artistică și 72 de ani de viață. Vă mulțumesc asemenea. Am descoperit că de aici au plecat toate limbile Pământului, toate civilizațiile Pământului și sunetul planetar aici s-a creat. Și nu mă șel dacă spun că s-a creat în regiunea Olteniei, de unde am zis că OLT este Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, se varsă în Dunărea, care este
Oceanus Potamos, cum se numea pe vremurile acelea, care este Dunărea și care este formată din 7 litere. D, U, N, I, R, A. De aici mi-am tras eu toată sursa mea care a dus la interpretarea aceasta specifică, tipic zanfiriană, dacă putem să o numim așa, și putem care s-a impus în fața atâtor popoare și atâtor... Putem să o numim cu siguranță, pentru că toți cei care v-au auzit măcar o dată cântând, au simțit muzica în lăuntrul lor, au simțit emoția pe care o creați, au simțit energie pozitivă și atunci, cu siguranță, lucrurile nu se rezumă la un anumit spațiu geografic, la o anumită limbă, la o anumită cultură, pentru că nu ai nevoie de toate astea ca să înțelegi muzica, pur și simplu o simți. Ne întoarcem la muzică cu un ultim fragment pe care vi l-am pregătit. Sper să fie o surpriză și pentru dumneavoastră, pentru că cu siguranță sunt foarte puțini cei care l-au auzit pe maestrul Gheorghe Zanfir cântând și nu la nai. Suciți în coarne, oh, linoleano, unde am codru rupți de foame, oh, linoleano, rupți de foame și de sete, că n-are cine să ia de pe. Pat mai ha, linoleano, și-au luat drumul și-au plecat, mai ha, linoleano, și-au avut cum apa mea, măi, că n-am pus o travă ea, măi, ha! Pentru că ne apropiem de sfârșitul acestei întâlniri,
trebuie să vă prezint, dragii mei, începutul unui proiect cultural care se centrează pe cariera de 55 de ani a maestrului Gheorghe Zamfir. Un proiect cultural care propune în acest an, 2013, și mare parte și din anul viitor, 2014, o mulțime de activități. Printre ele se numără realizarea unui album fotografic retrospectiv, Gheorghe Zamfir, 55 de ani pe scenă, cu un număr estimativ de 350-400 de pagini de conținut atent selectat și distilat, bineînțeles într-o concepție grafică de lux, o prezență activă în mediul online, realizarea unui pachet vinil și CD ediție limitată pentru România, Franța, Egipt, Turcia, Israel, Elveția și Germania, lansarea unui CD de muzică terapeutică și un DVD special Gheorghe Zamfir și Filarmonicile Lumii, precum și realizarea unui nou album pe tematica vechilor obiceiuri românești, împreună cu Filarmonica condusă de Daniel Jinga, dar și foarte multe alte activități. Da, mai una. Peste două zile apare prima carte de basme de povești, se va numi Poveștile lui Zamfir, dedicate copiilor și despre viața păsărilor și animalelor. O să fiu foarte fericit. Deci iată că oricum ne-am apucat să povestim despre foarte multe alte zone artistice pe care dumneavoastră le-ați explorat, dar cu siguranță mi-ar face o deosebită plăcere și cred că și celor de acasă dacă ați accepta o invitație pentru o emisiune viitoare, pentru că, așa cum vă spuneam și într-o pauză, nu poți rezuma viața și cariera unui om doar într-o singură oră, povestind cam ce experiențe extraordinare a reușit de-a lungul timpului pe cele mai mari scene ale lumii. Mi-a făcut o imensă plăcere să colaborăm și am avut această bucurie nesfârșită de a constata în persoana dumneavoastră un interlocutor de mare calitate, de anvergură, care știe ce spune și se referă exact la problemele care sunt esențiale în viața unui artist. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc și eu. Și vă mulțumesc, dragii mei, că ați rămas alături de mine și de ceea ce v-am pregătit. Vă invit să o faceți și săptămâna viitoare, sâmbăta viitoare, de la aceeași oră. Până atunci, vă invit să vizitați blogul emisiunii noastre, www.dinarhivatvr.wordpress.com, pentru subiecte, pentru teme, pentru informații legate de emisiuni. Până data viitoare, vă urez să aveți o săptămână cât mai plăcută și nu uitați, rămâneți alături de TVR3 și de programele televiziunii române.